Bună ziua, stimați colegi, și bine v-am regăsit la un nou tutorial. Sunt profesor Mihai Mihăiescu și în minutele următoare vă propun să descoperim împreună o modalitate interesantă de integrare a resurselor educaționale deschise în livresc. Cu toții știm câte posibilități deosebite ne oferă Biblioteca Publică Livresc. Sunt o mulțime de resurse educaționale deschise pe care le puteți descoperi gratuit în această bibliotecă. Haideți să deschidem o astfel de resursă. Integrarea resurselor educaționale deschise în proiectarea unei unități de învățare. O resursă realizată de colega noastră, introdusă în categoria cursurilor e-learning. Apăsând butonul Editează sursa, veți putea integra această resursă în propriul dumneavoastră cont și, preluând ideea colegei noastre Andreea Timofte, puteți adapta resursa educațională deschisă la propriile dumneavoastră nevoi didactice. După cum observați, modalitatea cea mai simplă este să inserați într-un câmp, într-un rând, o resursă educațională video și această resursă educațională, digitală, poate fi accesată prin platforma YouTube EduCred Gimnaziu. Puteți copia linkul și insera în această modalitate și, bineînțeles, puteți redenumi în funcție de disciplina și de competența specifică pe care vă doriți să o formați sau să o dezvoltați. Și în felul acesta, pe ecran deja se observă, avem o resursă educațională digitală pe care, iată, o putem accesa, o putem previzualiza și, evident, ea va rămâne salvată în secțiunea pe care, iată, o și redenumim. Resurse educaționale deschise. Iată, deja am creat o lecție cu ajutorul Livresc. Vă mulțumesc și vă spun la revedere!